FC Botoșani și-a prezentat noile achiziții. Cu două zile înainte de meciul pe care ar fi trebuit să-l dispute în prima etapă din campionat, antrenorul principal Leo Grozavu și-a prezentat jucătorii aduși în această vară. Leo s-a declarat parțial mulțumit cu jucătorii aduși la echipă, dar regretă că nu a găsit un jucător care să-l înlocuiască pe fundașul Michael Ngado. Sigur, am încercat în această vară să primenim lotul în urma plecărilor care au avut loc. Am pierdut jucători importanți, dar eu cred că cei care au venit pot să înlocuiască cu succes. Am încredere în toți cei care au venit, fie ei că sunt jucători cu maturitate, cu experiență, cu un CV mai bogat, sau că sunt tineri. Deci toți cei care sunt în acest moment în lotul FC Botoșan consider că pot face față la rigorile primei ligi și sunt convins că la final cu toții ne vom bucura de încă o participare pe scena primei divizii. După ce a făcut o scurtă prezentare a jucătorilor achiziționați, principalul a subliniat că noii veniți au capacitatea de a se adapta foarte repede și de a demonstra pe teren că pot juca un fotbal de calitate și pragmatic. Sunt băieți care v-am spus, ne-am dorit aici. Sunt toți jucători cu calitate sau cu calități. Urmează ca ei să demonstreze pe parcursul campionatului că au fost soluții viabile. 100% ține de mai mulți factori, adaptabilitatea lor la grup, la echipă, la oraș, la toți factorii externi care pot influența. V-am spus, toți sunt jucători cu calitate, indiferent de evoluția lor, trebuie să-i apreciem, să le dăm tot concursul pentru a se dezvolta în clubul nostru. Noile achiziții sunt Cătălin Golovca, atacant, Claudiu Juncănaru, mijlocaș central, Răzvan Greu, mijlocaș central, Victor Astafei, atacant, Mihai Roman, mijlocaș defensiv, Călin Albuț, portar, Andrei Hergelegiu, atacant și Laurent Fiulop, mijlocaș central. Totodată, noi veniți au spus că vor da totul pentru noua echipă în sezonul următor. Eu am ales FC Botoșan, deoarece este o echipă cu tradiție. Este o echipă foarte bună și sunt fericit să mă aflu aici. Aștept să demonstrez, prea multe nu am ce să spun. Aștept să joc, să demonstrez. Șansa vieții mele, vreau să demonstrez. Am ales FC Botoșan pentru că e un pas înainte în cariera mea. Mi-aș dori să adun cât mai multe minute jucate la FC Botoșan și să ne clasăm cât mai sus în campionat. Și sunt singur că se poate. Am ales Botoșanul pentru că Toni m-a rugat foarte mult, am vrut foarte mult să lucrez cu domnul Leo Grozavu. Cred că stilul echipei mi se potrivește cel mai mult, chiar dacă am avut și mai multe oferte. Dar cel mai mare factor a fost familia, care, până la urmă, ea e cea care îți dă cele mai bune sfaturi și mi-au spus că Botoșani ar fi ca o familie pentru mine, ar fi cea mai potrivită alegere. Mă bucur că am reușit să ajung la un acord cu FC Botoșani. Vreau să mulțumesc staff-ului și colegilor care m-au primit foarte bine. Am întâlnit aici un grup unit, o adevărată echipă care este gata să dea totul pe teren. Sunt bucuros că am ales FC Botoșani și că ei m-au ales pe mine. Mulțumesc staff-ului tehnic că a avut încredere în mine. Sper să demonstrez că nu stau înșelat, la fel cum am fost la altă echipă și mi-am făcut datoria. Sper să mi-o fac și aici la FC Botoșani. Sunt foarte bucuros că am ajuns la Botoșani. Cum am zis și când am ajuns aici, că e cea mai bună variantă pentru mine. Și aștept foarte mult de la mine să ajut echipa. Urmăresc Botoșanul de 4 ani de zile, când a venit aici fratele meu. Și sunt foarte bucuros că am semnat cu Botoșanul. Sper să joc cât mai mult și să avem un campionat reușit. Leo Grozavu a mai precizat că până în acest moment nu i s-a trasat un anume obiectiv, dar a spus că rămânerea în Liga 1 și în sezonul viitor este targetul lui personal. Eu n-aș vrea să vorbesc despre obiective pentru că nu e treaba mea. Antrenorul este pus să antreneze și să facă obiectivele. Obiectivele le trasează conducerea. Cred că cel mai în măsură să vorbească despre obiective ar fi conducerea.
și dacă nu vreau să mă... Ținând cont de faptul că am pierdut niște jucători importanti, sigur, nu știu dacă putem să ne propunem obiective foarte îndrăznețe anul ăsta. Dacă am fi rămas în aceeași componență de anul trecut și reușeam să ne mai întărim, consider că puteam să fim mai îndrăzneți. Altfel, cred că o participare și sezonul viitor în prima ligă este cel mai realist obiectiv. Asta nu înseamnă că nu ne dorim mai mult.